Bună dimineața din cuptor, cuptorul Dubai. Este ora 7:30. Eu mă trezesc pe la 5, dar este întuneric la 5. La noi la ora 5 este deja lumină. Deja este foarte, foarte cald. O să merg acum dimineața la piscină. La prânz o să mâncăm aici în zonă. Iar pe seară o să mergem la Mall Dubai, cel mai mare mall din lume, am înțeles. Și o să mâncăm la un restaurant renumit, o să mâncăm un burger la renumitul bucătar Salt Bay. Nu am mâncat niciodată, era și la Istanbul, cam aglomerat, dar încercăm aici în Dubai. Nu prea sunt eu fan burgeri, dar ați văzut, mie îmi place mâncarea gătită, mai ciorbar, mai cu tocănițe, mai, na, ca la țară. Dar să încercăm un burger de așa, numărul 1. Da. Mai stau puțin, să nu fiu primul la piscină, deocamdată se face curat, se uită ea urât la mine și povestim ceva mai târziu. Hai să mergem și la piscină, vreau să vă arăt, uitați ochelarii de soare. Cum arată și când ieșim afară să vedeți cum se aburesc instantaneu, sper să se aburească și camera. Hello. 2716. Ia uite-i. S-au aburit instantaneu. Ia. Cum e la noi iarna, când sunt minus 10 grade și intri într-un magazin și ai ochelari. Hai să căutăm și un șezlong. Sunt foarte multe. Nu există să nu găsești, dar să găsim unul mai bun. Cred că le iau pe ăla, la umbră. Uite acolo, un colț. Aici stau. Imediat îți mai aduc ei un prosop, îți aduc și o apă plată. Fain. Să intrăm și în apă. Mama mia, cât de bine arată. Vai, și temperatura este perfectă. Wow. Aici, dacă vrei să stai, trebuie să comanzi 200 de șampanie Armand de Brignac. Și vă imaginați dacă în Mamaia o sticlă pleacă de la câteva mii de euro, cât este aici una. Dar am văzut oameni care nu țin cont, comandă 2-3 de mai multe ori, sară în apă cu paharele. Na. Își permit. Și aici. Dacă vrei să te răcorești și mai tare, oricum apa e răcoroasă și faină, stai deasupra la o gură de asta de. Acolo iese apă rece. V-am zis anul trecut când am fost în martie, ieșea apă caldă pe acolo, răcoreau apa, acum o răcoresc. Încălzeau apa, acum o răcoresc. Ah, ce bine este. Prima parte a zilei, jumătatea asta a piscinei este la umbră. Partea asta este la soare. Este plăcut în toată piscina. Chiar te răcorește. Sunt vreo doi salvamari, dar filipinezi, nu știu, au vreo 1,40 m. Mai e unul acolo.
n-au ce să te salveze ăștia și n-ai pentru ce, că apa are, nu știu, 1,40 m. Putea să fie puțin mai adâncă, măcar în anumite părți ale piscinei. Văd și piscina aia de la Intercontinental acolo. Este faină, dar după ora 3 după amiază nu mai au soare deloc. Hai să vă arăt. Este umbră și toată lumea pleacă. Mai fain aici. Numai să nu comanzi ceva. Ați văzut ieri o bere mică, 75 de lei. Și oamenii aici mănâncă, beau sticle de vin, tărie, șampanii. Ca bogați. Gata piscina, o să mai vin puțin mai după amiază, dar am văzut pe Google Maps, chiar aici în mall, chiar la etajul 2, este un magazin care vinde băuturi alcoolice. Este ascuns, nu o să-l vedem așa printre astea mari. Am văzut că este doar o ușă mică și la interior este destul de mare. Hai să căutăm, poate găsesc ceva bere. Ar merge ceva bere acum, pe căldura asta. Nu cred că o să mă lase să filmez înăuntru, dar o să încerc, măcar puțin. Toată lumea știe de acest magazin, dar nimeni nu vrea să te îndrume. Am luat tot felul de lifturi, m-au băgat în parcare la B2, la P1, la... Nu găsesc acest magazin. Caut de 45 de minute. Ia hofri aici. Aici este magazinul African Plus Easter, se numește. Hai să intrăm. Am luat 6 beri Stella de la frigider, de la gheață. Mama mia, 45 de dirham, 50 de lei. Merită față de 75 de lei o bere la piscină. Mă duc sus în cameră să beau o bere. Sunt gata, sunt fericit. Peste tot, dar peste tot, toată lumea încearcă să-ți vândă un parfum. Eu știu foarte bine aceste parfumuri și sunt dublu la preț față de România. Sunt aceeași calitate, parfumuri foarte, foarte bune. Eu cred că sunt cele mai bune parfumuri. Persistă, miros bine, dar aici le iei cu dublu la preț. După ce îți negociază, un parfum care l-am și eu acasă, era 150 de dirham. E, acasă îl iei la, nu știu, 80 de lei. Îl mai car și după tine. Trebuie să îl pui în bagaj de cală, trebuie să... Na, e destul de greu. Deci luați parfumurile din România, găsiți aceleași parfumuri. Așa bucurie să găsești bere rece și chiar, uitați, brumată, chiar aici în mall, de subt. Cred că beau o bere, chiar și două, și mă duc că mergem la masă. Mamă mia! Am băut două beri la 0,33, eram însetat. Și acum mergem să căutăm cea de mâncare. Vreau să mănânc cel mai scump burger ieftin. Aici în zona am văzut că erau burgeri. Luăm cel mai scump de acolo. Și diseară o să luăm cel mai ieftin burger scump de la Salt Bay. Și facem o comparație. Care merită? Mama mea, ce cald este! Am luat-o bine, nu știu că am luat-o bine. Ia uite pe unde m-a băgat.
A? Hai că este aici. Am ajuns cu greu, acum cam 15 minute până la restaurant, am mai fost aici. Simți că nu mai ajungi, simți că nebunești, simți că faci atac de panică. Este îngrozitor afară. Hai să căutăm cel mai scump burger de aici. Cred că ăsta este cel mai scump. Dar o să întreb. Vai de mine și de mine, simt că îmi fierb creierii, nu mai pot să gândesc clar. Am luat acest burger special, zic ei. Are și o cola inclusă, am zis că vreau apă plată. Văd acolo în spate și ceva, cartofi. Să vedem dacă mi-aduc și cartofi. Costă 28 de dirhami, 30 și ceva de lei, 31, 32 de lei. Arată bine, cu salată, cu ceva pui aici. Vită. Vedem ce conține. A durat ceva până a venit burgerul meu. Cartofii sunt din aceea congelați, dar burgerul arată foarte bine. Și este foarte mare, așa că vă dați seama. Foarte mare. Chiflă, ceva pui, cașcaval, salată, aici cărniță, alt cașcaval, sosuri. Uitați, așa arată. Las puțin să răcească și vreau să și gust. Știți că eu nu laud mâncarea, dar este unul dintre cei mai buni burgeri pe care am mâncat vreodată. Puiul ăsta este foarte, foarte crocant și el este suculent, zemos. Și ceva verdeață, cartofii nouă, nu dau doi bani pe ei, cartofii din aceea congeați. Dar burgerul este senzațional. Sincer, nu mă așteptam, nu aveam așteptări mari deloc. Extraordinar este acest burger. Multe straturi, cu de toate. Jumate este gata. Cred că mă repet, dar rar am mâncat un burger atât de bun. Chifra este puțin dulce ca cea de la McDonald's, dar puiul ăsta de aici de sub este crocant, este atât de bun și carnea este suculentă. Și ai, nu știu câte straturi au de salată, de două feluri, de sosuri, de cașcaval, de senzațional acest burger. Fac ăștia un frig înăuntru. Vă spun, cred că sunt 18 grade și cu o jachetă pe tine tot era frig. Iar afară sunt 45. Este o diferență de temperatură incredibilă. Hai de mine, acum un sfert de oră până la hotel. Burgerul a fost extraordinar. Extraordinar și a costat 28 de dirham. Absolut tot. Cartofi cu apă. Tot. Foarte, foarte bun. Abia l-am terminat, dar am mâncat tot, că a fost bun. Este după amiază, am mai stat la piscină puțin, încă nu mi-este foame, dar mergem să căutăm renumitul restaurant Salt Bay și să mâncăm un burger de acolo. N-am mâncat niciodată un burger așa renumit. Este foarte cald în continuare, dar măcar nu mai bate soarele. Merg pe la umbră. Luăm de acolo din față metroul. Odată ce am intrat la metrou, este totul ok. Este aer condiționat peste tot, în toate tunelurile acelea. Trebuie să merg cam 11 stații, o oră. Să ajung la Dubai Mall și acolo sper să mă descurc. Este în exterior, undeva în apropiere, iar eu nu am internet. N-am mai cumpărat internet, am avut la început o cartelă de la aeroport. Mi-a ajuns vreo 20, după aia n-am mai cumpărat pentru că am la hotel, am la piscină, 90% din timp am internet și n-am mai cumpărat. M-am uitat eu ceva pe hartă, sper să mă orientez și să găsim restaurant. Dacă nu, o să cumpăr internet de acolo, de la mall și tot îl găsesc. Ne descurcăm noi cumva. Era para ser uma caixa.
Am luat card. A costat doar 14 dirhami. Data trecută mi-a zis 20 și erau 6 stații, acum sunt 11. Cred că m-a păcălit puțin domnul de la bilete. Este cel mai ușor de folosit metrou din ce am întâlnit eu până acum. Foarte ușor cumperi biletele, vine foarte repede. Ce să zic, e foarte simplu de folosit. Înainte de fiecare stație te anunță ce stație urmează, te anunță care este capul de linie, n-ai cum să greșești. Foarte simplu de mers cu acest metrou. Am ajuns la Mall of Dubai, cel mai mare mall din lume, este cât un oraș. Aici cred că poți să stai o săptămână și nu termin să vezi tot. Acum nu știu cum să mă orientez. Sunt ceva indicatoare, o să încerc să cobor la parter, restaurantul e undeva la exterior, o să mai întreb. Na. Nu prea le-am eu cu mall-urile, dar ăsta chiar merită vizitat. Să ai așa vreo 2-3 zile, doar pentru mall. La parter este și un acvariu imens. Se poate intra undeva prin dreapta, sunt ceva tuneluri și poți să mergi prin el. Ar merge așa un pește la tigaie. Mama mia, cum mă ligă, cum își dei. Dacă tot am ajuns aici, hai să vedem și fântânile. Imediat o să pornească. O să te prind și cu barca. Ia să vedem, sunt pește aici. Erau buni niște rechini băgați. Ăștia nu au balcoane, mă. Nu-i bun. Fără balcon. Hai să căutăm și noi un loc. Se pare că fără internet nu mă descurc. Am coborât 2 stații mai devreme ca să merg la Salvei, așa că o să mergem mâine.
Dar am văzut aici un restaurant, tot așa cu burgeri. Un bucătar la fel de renumit turc, Cezene Burak. Dacă știți, acela care întoarce oale mari de sarmale, de pilaf, face foarte multă mâncare, sandvișuri gigante. Un băiat foarte simpatic. Hai să mergem să mâncăm un burger la Cezene Burak. Toată lumea asta a venit să vadă vântările. Să scuzați întreruperile, dar nu am voie să filmez mai mult de 9 sau 10 secunde când este muzică. Altfel mă oprește, mă întrerupe YouTube. Oh, câtă lume! Am văzut aici un alt bucătar faimos, Jamie Oliver. Eu îl admir foarte mult. Și uitați aici, imediat este Cezene Burak. Mi-au adus meniul, meniul este pe o tabletă. Am căutat la burgeri. A venit și ospătarul și mi-a recomandat cel mai bun burger al lor, este acesta, cheeseburgerul. Clasic și este foarte, foarte bun. Vine cu cartofi prăjiți, două sosuri, este 75 de dirhami. Ce mai aveți aici? Da, sunt multe feluri de mâncare. Ăsta l-aș fi încercat, este și aici. Este foarte răcoare, vine un aer condiționat din spate. E foarte plăcut să stai aici, la terasă. Hai să vedem și burgerul. La masa din față, uitați cum mănâncă doi porumbei, guguștuși, nu știu ce sunt. Ce simpatic sunt. Și nimeni nu-i deranjează. La noi gunea lumea instantaneu. Am luat și o apă minerală, nu este în meniu. Am înțeles că vara este foarte bine să bem apă minerală, nu neapărat apă plată. Cu apă plată poți să rămâi deshidratat, trebuie să fie minerală. Și minerală nu înseamnă neapărat cu acid. Puteți să beți apă plată, dar să fie minerală. A venit cheeseburgerul. Arată bine. Salată, ceapă caramelizată, castraveciori, roșie, brânză cheddar și carne. Chifa arată bine, e prăjită. Din păcate, cartofii sunt din aceea congelați. Și văd aici un sos. Nu știu cu ce este, ia să vedem. Are porumb în el. Nimic interesant. Un ketchup care nu mi se pare de foarte bună calitate și au băgat porumb în el. E un ketchup puțin acrișor. Un ketchup și cartofii mă dezamăgesc. Să vedem și cheeseburgerul imediat. Am încercat să mușc din el. Curge totul. Am încercat să tai. Nu știu ce, nu poți să tai. Ori nu e cuțitul bun, ori nu știu. Am tăiat și hârtia. Uitați cum s-a dezmembrat. Și am gustat din el. Este de un 5, așa spre 6. Deci nu mă impresionează deloc, deloc, deloc. Curge tot din el. Și parcă n-are niciun gust, e acru. Prea mulți castraveți acri. Și ketchup, tot la fel, acru și ketchupul. Și nu poți să-l mănânci. Chifa asta se topește. Nu e o chiflă de calitate. Uitați. Deci nu poți să-l ții în mână. E un burger fresh cake. Da, așa e când mergi la pomul lăudat. De când sunt în Dubai, este prima dată când sunt dezamăgit. Cartofii ăștia prăjiți sunt sub orice critică și dacă vedeți, sunt 6 sau 7 cartofi.
Poate mi se par mari, dar nu sunt mari. Uitați. Cartofi. 6-7 cartofi. Ketchupul nu-mi place. Asta e sub orice critică. Hai să gust și carnea. Ia. Este sărată bocnă. N-am mâncat niciodată ceva atât de sărat. Îmi vine să las aici, pe cuvântul meu. Deci nu mă așteptam. Măcar putea să fie un burger mediu, să fie neutru la gust. Dar ăsta este sub orice critică. Mai vine și ospătarul tot timpul la 10 secunde, dacă e ok, dacă e ok, pe ce să zic, e, nu e ok. Mi-e rușine. Adică unde lasă, stă în spatele tău, te iute și acum e spatele meu și se uită. Poate mai îmi pune apă în pahar, poate îmi ia și revețelul de pe masă. Lasă-mă mă să mănânc și așa, burgerul nu e ok. Îmi suflă în ceafă, iute, stă în spatele meu. Haideți să vă arăt. Vreți să-l apuci, da? Curge tot din el. Curge tot din el. Chifla e de foarte prostă calitate. Da. Mănâncă. Deci vă spun, e atât de acru. Nu știu ce-au băgat ața castraveți. Și curge tot din el. Ia uitați. Cum să-l mănânci pe ăsta? Uitați cum s-a făcut hârtia de sub. S-a lipit hârtia de el. Uite ce e aici. Am fost indulgent când i-am dat 5. Așa las, nu mai mănânc. Acru, sărat și flășcăit. Măcar muzica e bună. Este una din melodiile mele preferate. Ospătarul a chemat managerul, i-am explicat că nu se poate mânca acest burger, este prea sărat, prea uscat, uscată carnea, prea acru, nu se poate ține în mână. Zâmbea, a zis că așa se mănâncă în Turcia, i-am zis că merg în Turcia de 5-6 ori pe an și că nu este așa. El n-a fost niciodată în Turcia, l-am întrebat că a fost dată în Turcia, a zis că nu. Și atunci de ce îmi zici că așa se mănâncă în Turcia? Cu zâmbetul pe buze și a cerut scuze și asta a fost. Deci vă spun, cea mai mare dezamăgire de până acum în Dubai. Dar treia să fie și așa ceva. Acum, da. Nu pare rău că am încercat. Îmi pare bine că vă spun și vouă părerile mele. Așa sunt eu acum, de nervos. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي شعبة العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كرام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الكرام من محطة مترو شعبة العقارية. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Shoba Realty. Am ajuns la hotel. Ăsta este mall-ul. Deasupra este hotelul. Abia aștept să intru la aer condiționat. Nu o să mai merg să mănânc nicăieri. Mi-ajunge pentru astăzi. Mor de cal, sunt obosit. Mai povestim sus. Am ajuns la hotel. Sunt dezamăgit de acel burger. Ați văzut, chifla era de proastă calitate. Înăuntru nici nu v-am arătat roșia, nici măcar nu i-a scos cotorul la roșii. Era o roșie din aceea de carton. Cred că pe vremea asta găsesc și roșii mai bune. Am văzut eu la alimentară, vă spun. Plin de castraveți acri, carnea era tare, sărată. Multe sosuri aruncate acolo, plus sosuri de proastă calitate. Ați văzut și ketchupul ăla era acru, v-am zis la început. Au băgat niște porumb în el și au zis că au făcut nu știu ce sos. Cartofii de aia congelați, dar de proastă calitate. Nu este vina lui Burak, ci lui Cezene Burak. El este un om simpatic, am înțeles că este iubit în toată Turcia. E un om bun, un om plăcut. Am înțeles că face foarte multe acte de caritate, ajută oameni săraci.
Mi place tare mult de el. Acum o să îmi vadă clipul, glumesc, și poate o să schimbe ceva la acel burger. Nu zic cealaltă mâncare, restul mâncării poate fi bună, ceilalți burgeri ar fi buni, dar nu cred. În fine, Pățești. Și ați văzut, de 3 ori mai scump decât burgerul de astăzi, care era mult mai mare, mult mai complet, cu multe în el, a fost un deliciu. Și de 3 ori mai ieftin. Morala este că nu nume mare face mâncarea bună. Asta fiind spuse, ne vedem mâine. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura.